una care a fost ținută secretă până de curând și care prevede ca la 3 zile după acceptarea acestui pachet legislativ să nu se mai poată face plăți cash la niciun magazin mai mult de 2000 de lei. Acesta este, în opinia noastră, un pas decisiv către dependența totală de sistemul bancar și către digitalizarea monedei și a plăților. Un lucru pe care nu-l putem accepta pentru că el atentează la un dreptul fundamental al cetățeanului asupra proprietății sale. Banii sunt proprietatea noastră și noi trebuie să putem dispune de această proprietate, de această valoare, așa cum considerăm că este necesar. Inclusiv Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat o decizie în care arată că nu este permis ca banii lichizi să fie scoși cu totul din circulație, să se treacă doar la plățile electronice, pentru că se atentează la acest drept fundamental al oricărui cetățean european. Și atunci ne vom opune și din acest motiv pachetului legislativ. Considerăm că această măsură în sine este și una de control asupra persoanei și este și una jignitoare la adresa cetățenilor români, pentru că pleacă de la prezumția că românii fac evaziune fiscală. Adică fiecare cetățean este un mic hoț.